Vă salut, dragi prieteni, în această dimineață absolut superbă. Este o dimineață însorită, cu mult soare, senină. Natura parcă toată vibrează de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Este duminică dimineața și probabil că toți creștinii serioși se gândesc să meargă la închinare, în adunare, și eu cred că ăsta este scopul pentru care ne ducem, să ne închinăm. Și cred că mă gândeam dimineața la lucrul ăsta. Cred că aici este secretul participării copiilor în slujbele adunării. Cred că aici este motivul pentru care ar trebui să-i ducem. Cred că ăsta este felul în care ei vor cunoaște pe Dumnezeu. Cred că ăsta este felul în care ei, sau noi părinții, primim răspuns cum putem să-i ținem cu minți și așa mai departe. Cred că soluția cea mai biblică, scurtă, dreaptă, fără scurtături, da? Este să ne închinăm. Și cred că motivul pentru care mulți copii nu-s cu minți în închinare, mulți părinți ar vrea să nu ia închinare, ca să se poată ei închina chipurile, este pentru că părinții nu se închină. Eu cred că niște părinți care se închină în mod obișnuit, care cântă în mod obișnuit în casă, care laudă pe Dumnezeu, a căror inimă este încântată de prezența lui Dumnezeu, părinții ăștia vor fi molipsitori pentru copii. Nu este treaba noastră să-i naștem din nou și să-i mântuim, pentru că nu putem. Dar este treaba noastră să ne închinăm lui Dumnezeu. Și vom vedea de-a lungul timpului efectele benefice ale închinării înaintea lui Dumnezeu asupra copiilor noștri. Cred că cei mai mulți copii, problema cu cei mai mulți copii este că copiii nu văd părinți care se închine cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Când ne ducem în adunare, ar trebui să fim cuprinși de un sentiment al prezenței lui Dumnezeu, de solemnitate, de seriozitate, nu de cătrăneală, nu de întristare, nu. De seriozitate sfântă, că suntem în prezența lui Dumnezeu. Și cred că copiii vor vedea lucrul ăsta, vor vedea când ne vom închina prin rugăciune, vor vedea când ne vom închina prin cântare, vom vedea când ne vom închina, când vom asculta cuvântul, când vom fi absorbiți duhovnicește, prin credință, în prezența lui Dumnezeu, copiii vor vedea lucrul ăsta. Și ăsta este cel mai bun antidot la plictiseala copiilor în adunare. Este cea mai scurtă cale de a-i face pe copii să fie atenți în adunare. Vei vedea că la puțin timp, la 3 ani de zi, copiii vor lua cărți de cântări și se vor preface că citesc și ei. Și vor cânta și ei, și se vor închina și ei. Dragii mei, spun lucrul ăsta foarte apăsat. Calea cea mai scurtă, biblică, pentru a îți ține copiii cu minți în adunare și pentru a-ți duce copiii în adunare, este să te închini înaintea lui Dumnezeu în adunare. Acolo este prezența lui Dumnezeu. Este prezența lui Dumnezeu manifestată. Este locul în care Dumnezeu va vorbi copiilor noștri, locul în care Dumnezeu va mântui copiii noștri, locul în care Dumnezeu îi va cerceta, le va deschide inima în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să-i ducem acolo. Încercarea disperată chiar a unor păstori și predicatori de a scoate copiii afară din închinare și a izola în anumite camere sub pretextul că acolo se vor închina, îmi sună mie, și nu vreau să fiu jignitor la adresa nimănui, eu cred că ei sunt bine intenționați, dar îmi sună mie exact cu ce încerca să facă faraon. Zice, da, vă puteți duce voi să vă închinați, dar lăsați-vă copiii aici. Și zic, nu, fără copii nu ne ducem. Fără copii nu ne ducem. Există încercarea asta, eu cred că disperată, a diavolului, de a ne separa de copiii noștri, de a-i ține departe de noi. Noi suntem pentru copiii noștri primii pedagogi, cei mai buni pedagogi, pentru că îi cunoaștem cel mai bine. Ei învață cel mai ușor de la noi, pentru că suntem legați de ei nu doar prin limbaj comun pe care îl înțelegem și noi și copiii noștri, ci suntem legați printr-o relație de tată-fiu, de mamă-fică sau de mamă-fiu. O relație pe care Dumnezeu a stabilit-o prin faptul că ne-a dat copiii noștri să fie ai noștri. Este o relație care cuprinde aspecte spirituale, psihologice, emoționale, mentale, de toate felurile. Și nimeni nu poate stabili relația asta cu copiii noștri. De aceea Dumnezeu se folosește de cadrul acesta și de relația asta noastră pentru a-i pune pe copiii noștri în contact cu prezența lui Dumnezeu. Deci nu cred că scopul este ca copiii să fie cu noi în adunare. Nu, ăsta este scopul final. Scopul final este că Dumnezeu
prin această pedagogie parentală pe care el a stabilit-o, copiii noștri să se întâlnească cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu prin cuvântul lui, prin închinare, da? Prin rugăciune, prin cântare și așa mai departe. Deci acesta este scopul și vă recomand tuturor părinților care ascultați clipul acesta azi sau când îl veți asculta, să depuneți tot efortul care este necesar, să îmbărcați 1, 2, 3 sau câți copii aveți și să-i duceți cu voi în adunare și să vă închinați. Asta este sfatul cel mai bun pe care vi-l pot da. Când au plecat copiii lui Israel, asta a fost justificarea lor. Ne ducem să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu în pustie, într-un loc separat, nu în Egipt. Da? Și n-a lăsat copiii, n-a lăsat, niciun copil n-a rămas în Egipt. Și n-au trimis copiii într-un loc separat ca să nu se plictisească în timp ce părinții aduc jertfe. Nu, copiii au fost cu ei în toată călătoria, copiii au fost cu ei în toate ritualurile, în toată închinarea pe care ei au adus-o lui Dumnezeu în pustie și pe care Dumnezeu le-a cerut-o. Nu știu cum cineva poate să citească Vechiul Testament sau Noul Testament și să înțeleagă că copiii trebuie lăsați acasă cu mama, cu ce știu, cu mătușile sau cu altcineva, sau dați un alt tineri ca să aibă grijă de ei câteva ore. Nu văd de unde cineva ar putea să scoată din Biblie chestiunea asta. Cred că este o chestiune de viață și de moarte. Eu cred că părinții se vor trezi, vă spun, eu cred că părinții se vor trezi doar dacă vor înțelege că aici este o chestiune de viață și de moarte. Dar dacă vor înțelege că aici este ceva care ține de destinul veșnic al copiilor noștri. Despre asta este vorba. Deci nu este vorba despre, domnule, să respectăm o tradiție. Tradiția de a ține copiii cu noi în adunare sau tradiția de a nu ține copiii cu noi în adunare. Și ai lăsat acasă sau ai lăsat cu cine știe, cine știe pe unde. Este vorba despre asta. Din nefericire, sunt foarte mulți părinți care mărturisesc neglijența lor, indiferența lor în creșterea copiilor, neglijența lor în luarea copiilor în adunare și închinarea cu ei, și mărturisesc lucrul acesta datorită efectelor negative pe care le-a avut acest comportament și această convingere a lor. Copiii lor poate să stea foarte bine pe la o anumită vârstă cu altcineva, nu să fie la închinare cu părinții lor. Și efectele constau în faptul că copiii s-au rătăcit, copiii s-au depărtat de adunare, de părinți, de credință, de tot. Și nu vreau niciunul dintre voi și nici eu să suportăm asemenea efecte dezastruoase în familiile noastre. Și nu cred că vreunul dintre noi ne putem asigura mântuirea copiilor noștri. Da, nu cred asta. Dar cred că putem face tot ce ține de noi ca să creăm acel cadru în care copiii noștri să-L cunoască pe Dumnezeu. Și asta înseamnă, în primul rând, copiii noștri să fie în închinare. Și copiii noștri să ne vadă pe noi închinându-ne. Pe noi închinându-ne. Vă spun, în ciuda tuturor exemplelor negative pe care le vor vedea în jur, în biserică sau oriunde în altă parte, părinții sunt cei mai buni pedagogi. Părinții sunt modele, exemple pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața copilului. Și dacă părinții se închină, copiii se vor închina. Asta atât în adunare, dar e un lucru foarte important. Și acasă. Când pregătești mâncare, ar trebui să cânți. Când începi dimineața, ar trebui să cânți. Ar trebui să fie un stil de viață pentru tine dacă închinarea este cel mai important lucru pentru tine. Și ar trebui să fie pentru un creștin. Da? Dacă inima noastră este umplută de mulțumire și de bucurie pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și ce face în fiecare zi pentru noi, atunci vom cânta. Inima bucuroasă cântă. Inima plină cântă. Inima atinsă de Dumnezeu cântă. Inima care stă în prezența lui Dumnezeu cântă. Cântă! Cântă și va extinde prezența lui Dumnezeu pe parcursul zilei. Nu în duminica și vinerea sau când sunt slujbele. Dragii mei, este foarte important. Vedeți, aici e problema. Problema cu noi părinții este că vrem să ne ocupăm de copiii noștri înainte să ne fie ocupat de noi. Dacă mă întrebați pe mine care este cea mai mare problemă în creșterea copiilor, cea mai mare problemă în creșterea copiilor sunt părinții. Cea mai mare problemă în creșterea copiilor mei sunt eu. Eu să fiu disciplinat în rugăciune, eu să fiu disciplinat în citirea cuvântului, eu să fiu disciplinat în închinare, eu să fiu disciplinat în a învăța, eu să fiu închinător. Deci eu vreau de multe ori de la copiii mei ceea ce nu fac eu, și aici este mare ipocrizia părinților. Își dau seama că trebuie să fac anumite lucruri și zic, mă, dacă n-am reușit să fac cu mine, poate reușesc cu copiii mei. Nu vei reuși cu copiii tăi. Pentru că Dumnezeu a făcut ca ei să învețe prin intermediul exemplului, prin intermediul modelelor. Și modelele, cum v-am spus, modelele cele mai apropiate pentru ei și cele mai influente, cele mai puternice, sunt părinții, nimeni altcineva.
părinții. Și este un har ca copiii să fie lăsați în familii de credincioși. Dar este o trădare, o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să dea niște daruri copiii care nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu. Să ni dea pentru o perioadă de timp, pentru scurt timp, în casele noastre, locuri în care ar trebui să troneze împărăția lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, în care ar trebui să fie o atmosferă de închinare, să ni dea și noi pur și simplu să ne batem joc de aceste daruri care sunt al lui Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu ne va lua aceste daruri. Ne va lua, ne le va lua din casele noastre. Fie că e vorba de faptul că ajung la 18 ani și vor pleca de acolo, fie că este vorba că le va lua la propriu, mai devreme sau mai târziu. Și vă spun, dacă Dumnezeu azi s-ar lua copiii, singurele lucruri pe care le vei regreta este că nu te-ai asigurat că copiii tăi îl cunosc pe Dumnezeu. E singurul lucru pe care vei regreta. Stai și gândește-te acum, dacă Dumnezeu mi-ar lua copilul astăzi, ce aș regreta? Ce aș regreta? Nu vei regreta că nu l-ai învățat mai multă engleză. Nu vei regreta că nu l-ai învățat mai devreme geografie și istoria României. Nu vei regreta că nu l-ai lăsat să joace mai mult pe afară sau să stea mai mult pe tabletă. Nu asta vei regreta. Vei regreta că nu te-ai asigurat că copilul tău a auzit suficient despre Domnul Iisus Hristos. Că nu te-a văzut închinându-te. Că nu ai stat cu el în rugăciune. Că nu ai stat cu el în închinare înaintea lui Dumnezeu, în biserică sau în privat. Astea sunt lucrurile pe care le-am regretat. Și noi toți care suntem prinși în haosul lumii astea, prinși în umblarea asta după a câștiga tot felul de lucruri și a face viața mai ușoară, deși mă îndoiesc că o face mai ușoară chiar și când avem mai mulți bani. Noi toți știm lucrurile astea, suntem conștienți de lucrurile astea, dar nu ajungem la punctul în care să fim atât de disperați și să fim atât de afectați de convingerea că acestea sunt cele mai importante lucruri, încât să lăsăm una și alta și să ne apucăm să ne creștem copiii, să ne ținem copiii în închinare înaintea lui Dumnezeu. Deci vă sfătuiesc pe scurt, m-am lungit mai mult decât am intenționat. Sunt lucruri care sunt pe inima mea și ăsta e motivul pentru care insist să vi le spun. Vă sfătuiesc, pentru că este duminică, o zi în care de obicei mergem în adunare la închinare, vă sfătuiesc acum să vă pregătiți din timp, să vă luați copiii și să vă duceți la închinare. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze eforturile prin lucrarea secretă, tainică, supranaturală a Duhului Sfânt. Și ar trebui să ne așteptăm, și închei cu asta, ar trebui să ne așteptăm să se manifeste prezența lui Dumnezeu în adunare. Ar trebui să o dorim, ar trebui să o așteptăm, pentru că ăsta e singurul lucru care va atinge sufletul copiilor noștri. Și ar trebui să ne așteptăm copiii de mici, da, de mici, de la 3, 4, 5 ani, să te aștepți să fii atinși de Dumnezeu, să te aștepți să fie născut din nou. Da, eu cred că e normal lucrul ăsta. Eu nu cred că ar trebui să ne așteptăm ca copiii noștri să bălăcărească în toate păcatele lumii, ca ceilalți din lumii, ca să aibă și ei de ce să se pocăiască. Las că au ei de ce să se pocăiască, au păcatele lor tainice, lăuntrice, au de ce să se pocăiască. N-ar trebui să, niciunul dintre noi să ne gândim că tinerețea copiilor noștri ar fi distrusă dacă s-ar pocăi mai repede. Deci sunt foarte multe lucruri legate unul de celălalt. Pentru că, vedeți dumneavoastră, faptul că mulți părinți sunt neglijenți cu copiii lor se datorează și faptului acestuia. Că ei se gândesc, lasă domnule să-și trăiască copilăria, de parcă dacă ar fi credincioși nu și-ar putea trăi copilăria. Lasă să-și trăiască tinerețea, de parcă dacă ar fi credincioși n-ar putea să-și trăiască tinerețea. Mai frumos pentru Dumnezeu. Dragii mei, mai insist un minut. Este lucrarea satanei asta. Să ne ia copiii noștri și când au anii cei mai buni, când au mintea cea mai trează, cea mai puternică, înregistrează cel mai bine lucrurile. Să ne ia satana să ne țină în fața calculatoarelor, în fața tabletelor, în fața telefoanelor, să ne țină conectați între fire, zici că băgați la spital între perfuzii, să ne țină conectați între fire cu ceasurile, dependenți de jocuri. Este o tragedie lucrul acesta. Este o tragedie și trebuie să ne trezim urgent. 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 Unii sunt copiii care... Dragii mei, trebuie să ne trezim. Este un alt live, poate, în care o să spun mai multe lucruri despre necesitatea necesitatea bisericii de a avea generația tânără conectată, de a avea generația tânără prezentă acolo, de a avea generația tânără care să slujească, care să se roage, care să cânte, care să fie îndrăgostită de cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. E foarte important lucrul acesta. Și satana ne-a dat toate instrumentele posibile și toate cadrele posibile ca copiii noștri să fie în altă parte.
suntem unii dintre noi părinții. Vă rog să dați share la clipul acesta, să audă cât mai mulți părinți. Suntem mulți dintre noi părinți atât de interesați să-i trimitem la anot, să învețe la pian, să învețe la vioară, să învețe engleză din timp, să știe să umble pe calculator, să meargă pe bicicletă, să facă toate lucrurile posibile și imposibile. Dar nu avem aceleași pretenții și aceleași dorințe de la ei ca să învețe ce înseamnă rugăciunea, ce înseamnă postul, ce înseamnă disciplinele spirituale, ce înseamnă a sta în prezența lui Dumnezeu, ce înseamnă a merge frecvent în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, e o inconsecvență majoră. E o inconsecvență majoră. La fel cum suntem interesați de dezvoltarea lor socială, spirituală, în lumea aceasta, și ne ocupăm de educația lor și așa mai departe, că ar trebui să o facem, cu atât mai mult ar trebui să facem lucrul acesta din punct de vedere spiritual. Deci, scurt, simplu, duceți-vă în casa lui Dumnezeu și închinați-vă împreună cu copiii voștri și Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze. La revedere!